dreapta. O să jos, doamna, jos, dacă vreți să stați acolo. Dragi prieteni, ce a fost acum o oră? Doar niște zvonuri. Acum este o certitudine. Așa și-a început primarul Timișoarei, Dominic Fritz, declarația de învingător. Deși voturile nu erau numărate integral, cele contorizate îl puneau pe Dominic Fritz, câștigător detașat, în fața contracandidatului său, Nicolae Robu. După numărarea noastră paralelă, adică cifrele pe care ni le transmit reprezentanții noștri din secții, avem, deocamdată avem din 207 de secții, total 45 de secții cu rezultate pentru primar și deci cam aproape un sfert din secții avem rezultate și după aceste rezultate Dominic Fritz a câștigat 49%, iar Nicolae Robu 35%. Bineînțeles că acest rezultat încă se poate mișca într-o direcție sau altă, dar cert este că astăzi stăm în fața timișorenilor ca învingători. Au fost minute pline de aplauze, au curs râuri de șampanie și lacrimi de bucurie în fața sediului USR din Timișoara. Acum tai prin catedrală. Dar așa, am tăiat lângă. Mamă, dar ce de marțipan are. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, le-a mulțumit tuturor cetățenilor, chiar dacă l-au votat sau nu, și i-a urat contracandidatului său, Nicolae Robu, multă sănătate.